Dar ea și Bogdana se pare că au trecut peste ce s-a întâmplat atunci la prima petrecere cu Liviu. Ele au fost apropiate după, așa cum era firesc, s-au distanțat. Și iată că în seara aceasta nu sunt cele mai bune prietene, dar au discutat și au pregătit ceva să mănânce. La un moment dat Bogdana a spus că s-a săturat de atâtea plânsete în casa asta, nu mai vrea să audă că o doare capul. Și a întrebat Daria cine plânge sau cine a plâns și ea răspunde că Alina se tot plânge, are din nou probleme mai spunea că i s-a luat de atâtea discuții, nu mai suportă și a fost un fel de încercare de bârfă, iar Daria a răspuns că e un colectiv, trăiesc în acest colectiv și fiecare persoană este diferită, reacționează diferit, dar a recunoscut că și pe ea o obosesc discuțiile acestea.